de din la Germania. Da, punem la clasa 5-a și să vedem tema. 17 la care, fără 17 la 95. 95, care spune cum? Aflați și pe deci G știu că. Deci aflați A, B, C, D, C, că. Că. A, virgulă, B, barbat. A, virgulă, B, barbat. Minus 2,96. Egal cu 0, B, C, barbat. Este egal cu 0,2 plus 2. Așa, transcrie mai într-un alt mod. Deci A, B, egal cu 2,96 cu 0, B, C, 0, B, C, și acum să vedem cum gândim. Acolo e 0 sau A? 0. A, B, B. A, B, B. Nu, la final. E 0, B, B, C. Așa vedem. 0, B, B, C, da? Bun. Idei? Vom loc în prima relație. Cum? Se face? Locuți cu prima relație. Dar nu poți, nu se dea. O să-ți dea, dacă locuiești în prima relație, să scazi 2,96. Deci, relația asta este identică cu asta. Ori așa, ori așa. Noi am tradus așa cum ar fi mai mult la îndemână. Deci face pare. Și 2,96 este egal cu A, virgulă B, minus 0, B, C. 2,96 egal cu A, virgulă B, minus 0, B. Da, putem traduce și așa, dar haideți să ne concentrăm pe varianta asta de scriere, că mi se pare mai la îndemână. Dați-mi idei și eu vă fac ilustru. Păi, în 96 trebuie să adunăm ceva, dau cifră după. Deci 2,96 trebuie să adunăm ceva, dar aici trebuie să se întâmple următorul lucru. Înseamnă să... ce-i 4? Ce-i 4? Oh, corect! Ce-i 4? Că-ți dai 0. 4 și cu 6 fac 10. Trebuie să fie cifră și dacă punem 9. Deci aici noi putem să ne închipuim că avem 0 așa. A, virgulă, B, 0. Da. Și atunci, de în adunarea asta, Davide, se vede că 6 plus cine se facă 0? Numai cu ce e egal cu 4, da? Și asta... Stop. Deci de aici rezultă că ce e egal cu 4, nu? Am așa scriem. Vă propun să scriem concret cum devine ieșitul. Deci vine A, virgulă, B, 0. Este egal cu 2,96 plus 0,B4. Și acum o să rămână o chestie și acolo o schimb 9 plus 1 și îți dea 10. Deci aici apare 10. Da, și acum B1 poate să fie 0, B1 este egal cu 0, pentru că trebuie să fie totuși ceva după virgulă. Deci B1 poate să fie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9. Eu nu-mi duc mai tot pe ieri, Zahar. Deci, atenție ce spune Daria. Deci, am de așa 1. Pentru că faci 4 plus 6, care 4 plus 6 fac 10. Uite, rugați-mi de 1 și fie 10. L-am pus la 9 și a făcut o 10, a făcut în 3. Deci, B nu poate să fie 0. De ce nu poate să fie 0? Pentru că trebuie să aibă ceva după el. Că atunci ar fi A, virgulă, 0, 0, n-ar mai avea sens. Dar poate să fie și 0, ce? Poate să fie și 0. Dar are sens, e tot A, e A-ul. Da. Tu atragi atenția că scrierea aici nu ar mai fi... Poți să pui direct rezultatul, cum ai zis, și virgulă 0. Dar nu se pare că suntem duri dacă scoatem pe 0? Ok. Îmi punem și pe 0? Deci, punem și pe 0. Și dar care să fie? De la 0 la 9. De la 0 la 9, B-ul. Că în clipa în care l-am completat aici, B. Da? Deci B poate să fie. Da, cifre 0, 1, 2, 3, până la 9. Deci, despre
putem spune că aparține mulțimii 0, 1, până la 9. 0, și acum la fiecare caz în parte. Și acum să analizăm. Că trebuie să fie găsit A, B și C. Da? Găsați în toate variantele? Păi, nu așa ar trebui să vedem concret. Ca să fie bine amăți. Păi, este exercițiu. Tu vrei acum să spui că ai putea să te pronunți rapid asupra lui A. Când, când B-ul este 0, păi, cât este A-ul? Când B-ul este 0, A-ul este 3. A-ul 3. 3. 3. 3. 3. 3. Că el a crescut în nu? Anumele de înainte. Deci, B-ul de unde, A-ul de unde începe să ia valori? Păi, de la B-ul. B-ul începe de la 0, iar A-ul de unde începe să ia valori? De la 3. De la 3. Așa. Deci B aparține, A aparține mulțimii 3, 4 și până unde se duce? Când? Păi, păi acolo mai finit. Când până până este... acolo 9. Și o să fie 9 plus 9. A prins că o rămâne numai 3. Da, o să fie mereu 3. A, ui, 3, nu se duce 4 și așa mai departe. Deci A rămâne doar 3. Sigur că da. Vă rog, nu trebuie să te conduceți. Deci ce egal cu 4, A egal cu 3 și doar B. Și anum, acum, care sunt cifrele ABC? A-ul 3. B-ul aparține mulțimii valorilor 0, 1 până la 9. Iar ce egal cu 4? Egal cu 4. Iată problema rezolvată. Mi-a fost așa, am și o întrebare. Te rog. Vouă copiilor nu mă este interesant cum se scrie A de gulă B barat, baza 10? Știți că A, B barat, A, B barat, este în care așa, A, o 10 plus B. A, B barat se scrie ca din A ori 10 plus B. Dar A de gulă B barat? A de gulă B barat, cum s-a scris? O scrie A plus B împărțit. Zici, A plus, ai zis bine? A plus. A plus. A plus. B. B supra 10. Dacă am spus B supra 10. B supra 10. Da, B supra 10. O să zici B împărțit la 10, B supra 10. Și oare puteam rezolva și dacă îl scriam în... Ar fi interesant să încercăm și varianta. Dar așa era, stai mai ușoară. Poate ar fi mai ușoară, nu știu. Dar deocamdată nu vrea să dat o soluție în varianta asta de scriere. Da, da, și ai cumpărțit. Dar să încercăm să vedem. Să vedem. Niciodată nu ne dăm deoparte de la o nouă idee. Sigur că da. S-ar putea să fie mai interesant așa. Deci, hai să scriu pe asta de aici, în noua formă de transcriere. Iată acolo avem A, virgulă, B, C. Cât aici? A. Hai zice noi. Dice, plus A, B. Plus B supra 10. Nu știu cum dacă ați înțeles. Fost cu amestec. Este că cu 2,96. 2 plus 9 ori 6 pe 10. 9 pe 10 plus? 6 pe 100. 6 pe 100. Plus 0 plus 600. Da? B pe 10 plus B supra 10. 0 n-am dat. Plus C supra 1. 4, 4, că o ce aveți. Ah, e la da, 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 da. Ce supra? Ce supra 100. Ne-am tras generația era la început. Copii, ce bine ar fi să fie peste tot aceeași... Ce bine ar fi visăm. Să fie peste tot, la viitor 100, 100 peste tot. Ce să fac? Vom amplifica cu 10 la cele care au... Care au aici, deci cu 10. Vom, aici, ca să fie... 100. 100. Aici pe 2 cu 100, nu? Aici cu 10, a spus voi, ca să fie 100. Aici cu 10. Și iată cât de bine. 100 de A. Aici cu A, plus B cu 100. Plus 10 B. 10 B. Totul supra 100, da? Acum 100. Egal cu 2. 200. 200. 200. Plus 9. Plus 9. 90 supra 100. Hai să zicem la 100, 100 la sfârșit. Da. Că toți au plus, dat. Ok. Plus. Plus 60. Plus 6, da. Care? La 6, da. Deci 6. Plus. Plus 6 plus
10 B. 10 B. Plus ce? Totul supra 100. Și iată cum cele două fracții au același numitor. Deci numărătorii trebuie să fie egal. Deci asta ar fi echivalent cu scrierea următoare. 100 de-al meu plus 10 egal cu 200. Mai grupați acum. 200 și cu 90, nu? Și cu 6 fac 296. 296 plus 10. 10B plus 10. 10B plus ce? Înseamnă de ce? De ce barat? Da. 10 cu 10 B se scapă. Deci B-ul dispare de o parte și de alta. Și atunci înseamnă că asta s-a scris 100 A, da? 100 de A plus egal cu 296 plus ce? Și mă văd ce nimic de la acesta. Hai să vedem. Nu uităm cu atenție. La ce mă ajută? Ei, 100 ori A. Asta înseamnă că ce-i dat 4. Și o să fie 6 plus 4 și o să-mi dăm seama că... Că ce-ul este 4? Da. Deci 100 A înseamnă multiplul de 100. A-ul poate să fie 1, 2, 3. Adică 3 și ce? Dar de ce ne dăm seama? Trebuie să fie de la 2 încolo. Nici 2 nu-l satisface. Vine 200 adică egal cu 290. Trebuie să-mi dai ceva în 300, dar ce că nu pot spun dacă pun 2 de 998. Deci, nu trebuie să simte foarte bine. Exact. Acum de aici este doar 3. Ai, nu și ce 4. Și ce nu este 4 de negativ. Deci de aici, A-ul egal cu 3 și ce-ul egal cu 4, iar B-ul poate să fie oricare. Oricare ar fi B. Pentru că B-ul a dispărut de aici. Oricare ar fi B cifră. Oricare ar fi B cifră. Adică 0, 1, 2, 1, 2. Exact. Așa că am găsit și partea ceva. Da. Cum vi s-a părut mai ușor pe care cade? Pe asta. A doua. A doua, sigur că da. Și tocmai, vreau să nu o luăm în seamă. Prima. Da. Deci, vedeți, prima nu prea a fost așa la îndemâna voastră, nu? Dar așa când am scris-o sub formă de sutimi, zecimi sutimi, cât ar să zic? Zecimi, 9 zecimi, adică 9 pe 10. 6 sutimi, adică 6 pe 100. Dacă ar fi fost și cu a treia cifră, spuneam supra 1000. Cât ar fi fost acolo numărul de mii, supra 1000. Deci interesant, ți-am scris de foarte și, interesant. Și imediat apare situația care ne propunem să amplificăm fracția B supra 10 cu 10 și numărătorul și numitorul și apare 10 B supra 100 ca să fie toate fracțiile cu 100. Nu? Și nici nu mai trebuie să punem supra 100 pentru că noi le-am dus pe toate cu același numitor. Numitorul 100 și renunțăm la numitor. Și facem la calculul sus. Foarte mult mai rapid. Sigur că da. Vedeți? Vedeți mai clar pentru ei. Sigur că da. 19 de la pagina 25. 19 de la 25. Dacă 5x cu 4 y. 5x cu 4 y, da. Nu. Fără barat. 5x plus 4 y plus 30 este egal cu 112,32. Plus 30 egal cu 112,32. Și 2x plus y egal cu 144 supra 5. Bine, a dat suma x plus y plus z. Am făcut ieri. Am făcut ca ieri. Am făcut ieri. Am făcut și clasă. Da, hai să vedem. O să scoatem pe 2x din relație. Dar de la aceeași mergem. Nu vrei să faci calculul mai întâi. Facem 144 la 5. Dar nu puteți și voi să împărțiți 144 la 5? Putem, mă plăbuie asta. Să-l facem astăzi? Acum o să ia 28. Și nu trebuie să faceți împărțirea aia și a zis, uite, mă grăbesc. Deci nu trebuie să împărțim. Deci, hai, pe rând. Să împărțim, o să împărțim 24 la 5. Și că face? Păi să părțim. Nu se grăbește nimeni, domnul profesor. Da, nu se grăbește. Nu se grăbește. Nu se grăbește.
lăsați minte, da? Nu. 28,8. Deci 5 în 14 de 28,8. Acum o să scriu pe 2x plus deci, y egal cu 28,8, o să scop pe 2x, o să fac din băbutie. Dar ne făci altceva. Ia primul din altceva. O pot să fac și pe y egal. Dar vedeți, uite un pic la cele două relații. Toți patru, uitați-vă un pic la cele două relații. Nu, dar ce spune? Scădeți-le. O să vedem ca aceea de ieri care trebuie să iubim. Asta e. Doamne, eu n-am făcut asta. Deci dacă le scădem, obținem 3x. Sigur că da. Plus 3y, plus 3z. Păi da. Plus 3y, da? Plus 3z. Egal cu 112 pe 3, 28 pe 8, 12, 4. Ne-am grăbit. Deci 2 rămâne. Deci atenție, 2 rămâne că ești la sutii. 8 din 13. 83,52. 83. 83,52. Trebuie să ne lași ca să facem calcul. Sigur, dar m-aș fi. Dumneavoastră nu faceați. Adică nu am de așa. Dar faptul că vom vedea. Deci de 3 plus x plus 3 egal cu 83,52. Împărțim pe 3. Împărțim totul pe 3 și... Până 27,84. X plus y plus z va fi egal cu 27,84. Eu 7,84. Nu a fost rapid? Așa, mai rapid? Nu, rapid. Dacă ne apucam să scoatem de 2x, merge aici și merge, frate, merge mult timp. Mult timp. Dar câte așa de frate, deși se dea 288 pe 10. Deci așa, ficam pe totul cu 2. Da. Și atunci ar fi fost 4x. Nu, s-a amplificat. Numai aici? Da. Și ar fi dat 288 pe 10. Așa. Și în loc să facă împărțirea la 5, el amplifică cu 2. Ducea în baza 10 ca să... Și face în baza 10 și împărțirea prin 10 și știi să o facă. Foarte bine. Deci ne atrage atenția când se poate face împărțirea. Am înțeles la că amplificați favorabil, ca la viitor să obțineți o baza 10. Și ca să faci repede fracția 10 mală. Deci, amplifică cu 2 și 5 ori 2 fac 10 și atunci vine 288, care se cheamă pe 10 și înseamnă 28 de culoare. Foarte interesant. Și 20 la pagina 25. 20 de la 25, care sună? Aflați cifrele A și B, știm că... Aflați A și B. Cifre, știm că... Cifre, știm... 0,9 ori 0,9 ori 1 supra A plus B 1 supra A plus B egal cu 0,0 B parat 0,0 B parat plus 0,A231 parat 0,A231 parat. Foarte bine. Apare o literă, apare o necunoscută. Parat. E parat. Minus. Minus. 0,0231. 0,231. Atât. Eu o să vă aștept. Până la tine aici nu pot fi la fărțul ăla de fost, că sunt de 0. Cum facem? Păi asta trebuie să dăm valori. Să dăm valori? Să vedeți că trebuie în bază 10. Să scriem în baza 10. Ce vă aveți? Da. Ești de acord, da? Ar fi cel mai indicat. Păi să încercăm. Facem. Ori pentru chestia asta pe 0,9, cum îl zicem? Scris în baza 10. 9 pe 10. 9 pe 10. Da? Și peste tot ne-am duce și vom vedea ce ieși de acolo. Si. Altceva mai bun nu vede, da. Deci bine, 9 pe 10. Păi știm ori... că, domnul profesor, știm că A trebuie să fie mai mare decât, poate să fie 0 sau mai mare decât 0. A-ul? Trebuie să fie de la 0 până la 9. Păi cifră, da. Da, și pe ăla fel. Și pe ăla fel. Poate să fie. Dar nu poți să le iei așa fără să știi că... Să le iau toate variantele? Păi știi că nu vorbește. Hai să scriu în baza 10.
Sunt foarte multe de scris, toate posibilitățile. O să fie pe A0 și B trebuie să le iei 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, așa. A, nu știu, 100 din valori, 10 ori 10. Cu excepția unia, că A și B nu poate fi simultan 0. Dacă A și B sunt 0, A și B 0 și 0 face. Și un împărțit la 0 nu se poate face. Deci 29 de variante am avea. Nu ne, nu ne azalăm, nu, pierdem mult timp. Așadar, să zicem, o mulțim cu cine, te rog, Daniel? Cu 1 pe 8 pe A, egal cu B 100. B 100 plus A pe 10 plus 2 pe 100. Deci A pe 10 plus 2 la pe 100 plus 3 pe 1000 plus 1 pe 10.000 pe 3 pe 1000, domn profesor. 3 pe 1000, da. Da, pe 10.000. Minus? Minus 2 pe 100. 2 pe 100. Ce frumos. Plus. Nu, pun minus, pun minus. Tot minus. Da, da. Dacă punem... Cu toți sunt afectați. A fost cu minus, da. Așa, minus. 3 pe 1000. Da, da. Minus 1 pe... 10.000. Observăm că avem în 3 aceeași termeni, vom scădea. Nu, uite, dar e 2 pe 100 minus 2 pe 100. Da, păi știți că reduc. Bine, tocmai asta, că o să scădea. Așa, deci 2 pe 100 minus 2 pe 100. Adică 9 pe 10 ori 1. Eu așa A plus B egal cu 9 pe 10, lăsăm așa în considerul, că B egal cu B pe 100 plus A pe 10. Pe A, să nu pe A și putea să scriu 100. Să-l amplific? Să amplific 100. Adică să zic cu 100 să-l amplific sau cum ar fi? Cu 10. Avem, am avut. Și așa e 100 aici. Dar dacă vrei, cum se mulțesc două fracții? Astea 3 și astea 3. Adică 90 pe 100 plus 100 pe... Da, 100 pe lângă A plus B, nu? Deci am scrie echivalent cu, cum ai spus voi, 90 supra 100. Este egal cu A, B, este egal cu A, barat atunci, dar nu e așa, ia uite, dar ba da, 10 A plus B, tot așa. Da, i-a spus A, B, barat, sau 10 A plus B, supra 100. 100. Păi ce fac acum? Am dat-o același numitor. E o treabă, nu sunt ezi, că după se explică. Da. Hai să... împărțim fracția, fiindcă 100 și 100 de așa dreapta, la numitor printr-o 100. Da. Da? Deci se poate împărți printr-o 100 numitorii. Nu poate. Da. Dacă ar fi și la numărul 2, s-ar putea face același lucru. Deci, și echivalentul? Ea devine echivalent de cum? 90 supra 5 supra A plus B, da, egal cu 10 A plus B. Nu le putem să împărțim sus prin 10, nu? Nu, 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 că ăsta e trist aici. N-am 10 și aici. S-a prin 10? S-a amplificat prin 10. S-a amplificat cu A plus B, mama, ca să avem același numitor, nu? Asta așa. Asta, numitorul este 1, nu? Da. Și facem, obișnuim să mulțim cu 2 sau cu 3, ca să o fracție echivalentă, deci mulțim și sus și jos cu A plus B. Și sus și jos. Și ea devine. Devine 90 supra A plus B egal cu 10 A plus B tot pe lângă A plus B
A plus B. Și acum având aceeași viitor, două fracții egale de nu. Înseamnă numărătorii să fie egale, deci de aici rezultă echivalent. 90 egal cu 10 A plus B. Pe lângă, A plus B, da. Iată-ți un cadru, așa este relația. Obținută, mucită. Mucită de noi. Nu ajută cu... Care este ba, da, cea echivalentă a celui dat inițial. Aura mi însemna la a doua. Ce aia? Da, acolo e 10. 10 la a doua. Da, când da, 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 muncim acolo. Plus 10 a la a doua plus 10 A ori B plus B la și două numere mulțite, dau 90. Ia să păi. 9 și 10. A pe barat. 45 ori 2. Putem să zicem A pe barat. A plus B. Corect. A plus B. La fel de corect. Da? Da. Să zicem. Echivalent că A pe barat pe la A plus B egal cu 90. Da. Scrierea într-o altă formă. Trebuie să fie aceeași, adică dacă A e un nu acolo să fie... Păi știu că cifre A și B? Nu, mă, mă, mai mă refer, dacă trebuie să fie aceeași cifre, să vedem... Dacă A e 1 și B e 1, o să fie 11 ori 2. 11 ori 2. Adică sunt cifre și A-ul. Da, da, adică A-ul de aici este același din partea A și B-ul la fel. Da. Și ea a zis, dacă A-ul și B-ul ar fi 1, ar fi 11 ori 2, care nu fac 90. Nu-i bun. Ce două numere mulțite se facă 90? 90. Divizorul 90, să-i căutăm. Ia-ți o idee. Să căutăm divizorul 90. Așadar o să descompun pe 90. Vă amintiți, nu? De fapt, e 2 ori 5, ca să împărți, care face 10, ori 3 la 9. Deci e 2 ori 5, ori 3 la 9. Și acum, gândiți că A și B să fie cifre. Nu, variantele. Pe de-aia e super mare, de 7 stele. Și hai să începem să... 90 împărțit la 2 cât e? 90 împărțit la 2? 45. Deci cum propui? A și B o să... A și B o să... A și B este acolo. Trebuie să facem cazuri. Cazuri, da. Hai să ordonăm un pic treaba. Deci, cât cine a adunat de acolo, A și B sunt cifre, ai spus 90 aici. Hai să vedem. Le-am pus pe toate. Vă spun 3. 3. Iată, el zice așa. 90 egal cu 30 ori 3. Și de aici ar însemna A3. Au 3, de nu? De și B-ul 0. Deci au 3 și B-ul 0. Pentru că pot să scriu aici de forma 30 pe lângă 3 cu 0. Ca să înțelegeți și mai bine. Dar 5 ori 18? Dar să o analizăm pe asta întâi. Și 30 ori 3, gata. 30 plus 3 cu, nu? Cu 0. Înseamnă că de fapt am au 3 și B-ul 0. Deci am găsit odată A egal cu... Hai să vedem aici. Scriu o dată 90. Scriu relația aici. 90. Nu A, B pe lângă A plus B. A, B pe lângă A plus B. Egal cu 90. Și care îi scris de noi ca fiind acolo 2 ori 5 ori 3 la 9. Da? Și am găsit deocamdată A egal cu 3 și B egal cu 0, corect, care satisface. Da, ține. 6 ori 15. Ia să vedem. Deci, aici 6 ori 15. 15 ori 6, ca să-mi aduc după urmă. Da. 15 ori 6 egal cu 90. 90 e corect. Dar să văd dacă îmi transcriu sub forma AB. Da. Deci, A, B, pe lângă? 1 plus 5. Adică 1 plus 5. A, 1 plus 5. Așa, 15 niște să scriu. Da. Și atunci se vede că A-ul este... 15 ori 6. A, 1
Și zero e cap 5. Asta e doar atât. Mai sunt? Da, dar am scris toate care sunt. Mai e 1,90 la noi 1, 2,45 la noi 1, 5,80 la noi 1 și 9,10 la noi. Pe ce s-a făcut? Am făcut operația, am făcut 45 ori 4 plus 5 și am zis că la operația aia o să dea 9 ori 45, nu e 9, deci nu mai mult. Sigur că da, de acolo. Deci el nu se cadrează în cerința noastră. Deci am văzut, interesant aici a fost 15 ăsta, A1 și B5. Altă variantă, dacă ne-am mai fi gândit, nu mai desigur, cred că nu. Să declarați relația asta, să facă 90 și nu mai. Hai să vedem în ce a constat frumusețea ieșițiului. Că după ce am făcut ieșițiul, ar putea să vedem în ce, de unde a plecat autorul. Păi, urmăriți de unde. De când a ieșit, a scos o bază. De unde crezi că a plecat autor? Până am compus ei niște. De aici, de la final. Cred că a plecat de la aici. De aici a plecat de la asta. Și o a pus acolo balastă. Balastă asta. Exact. N-a văzut că s-a redus? Ce frumos că n-am. Sigur că da. Asta a fost balast. Și ce a urmărit din chestia asta? A dus într-o primă pasă. Asta ce l-a pus degeaba? L-a pus degeaba, da. El a plecat de la chestia asta, Davide. Și când m-au adăugat pe cei acolo, ca să ne sperii pe noi. Și să ne creeze starea de disconfort, să vadă ne pricepem noi când putem aranja așa și putem scrie forma asta. Și să vedem cum se reduc. Da? Sau nu? În final, ăsta e biezuiriști. Da? Asta înseamnă. Deci A, B ca număr, pentru că A plus B, dacă fac așa ceva. Altă... Da. Avem. 16 la pagina 31. 16 la 31. Care este ultimul? Aflați N aparținându-i prismei naturale. N aparținându-i naturale. Știind. 0,2 la puterea N. Că 0,2 la puterea N. Plus 0,2 la puterea N plus 1. A N plus 1. Plus 0,7 ori 0,2 la puterea N. Totul la N sau? Nu, doar da. Așa scris bine, egal cu 0,0016. 2,0? Da, 1,6 ori 1,9. Să vă împiedic când se întâmplă chestia asta. Nu putem să... Nu știu, să aducem la, să punem la puterea N pe 0,7. Haideți să mai gândesc la muncă, mă fac să analizăm puțin. Da, asta e cea mai mare, cea mai importantă chestie. Deci să vedem, când am văzut de la tema, deci de scris de ghișițiu, îl privim cu foarte multă atenție. Păi poate ne prindem pe idei deșteaptă. 0,7 nu pot scrie ca 0,5. Da, tu ai ajuns pe aici, pe undeva, nu? Da. Dar până acolo nu mai putem să facem nimic? O pot scoate în față. Când să scoți în față? Pe cine poți să scoți în față? Vine vorba? Pe 0,2. Așa pare. Așa, asta e altă poveste. Tu vrei pe 0,7 să scrii cum? Hai să vedem ce e. 0,5. Plus 0,2. Ce ai fi făcut data viitoare? După ce ai făcut chestia asta, dar ce te ajută? Deci faci lucruri care sunt de folos în etapa următoare. Nu ți-a ajutat. De acord? Că ar fi trebuit să facă 0,5 plus 0,2, tot de mulți cu 0,1, să mulțească acolo, strice niște. Dar așa, sesizând 0,2 la el,
Că dăm un factor. Peste tot este cea mai tare chestie. Să dăm un factor de dată și tu să scoate acolo din profesor? Da. Ia să vedem. Ia să vedem. Vorbește 0,2 mai n pe lângă 1 plus 0,2. Așa, 0,2. Dacă ar fi fost la n plus 2. Dacă era n plus 2, era 0,2 la 2. Bun. Așa este. Plus 0,2. Așa, plus 1. Ori 1. Ori 1. Ai zis plus 1, atenție. Așa am zis eu. Bun. Da, am zis plus 1, dar nu am uitat la ce era. Egal cu 0,00. 16. Am putea să facem mulțirea, da. O facem. În paranteză ne poate da 1,9. 1,9? Și mai facem o mulțire? Deci 0,00, deci facem. Nu mai facem o mulțirea. 0,00. La 4. Păi 0,2 este 0,2. Nu știm. Păi 4 0,2 e la 4. Când dă 16. Și o să am 40 male. Pun 16 și 0,0. Dar de unde vine 0,0? Deoarece am 4 decimale. Am 0,2 ori 0,2 ori 0,2 ori 0,2. La 4. Când 2 la 4 e 16. Am dreptate. Voi sunteți de acord? Da, da. De acord? El se zicează că sunt 4 decimale acolo. Dar dacă n-ai fi văzut asta, eu aș fi încercat să trimit 0,2 ca fiind 2 pe 10. 2 pe 10, totul la N. Egal cu... Dar stai puțin, da, dacă facem 0,4 ori 0,4, nu ne dă 0,0016. Așa e dreptate tu. Dacă faci 0,2 ori 0,3. 0,4. Nu? Avalu. Avalu. Îți faci 0,2. Nu, n-am gândit logic. Dar să cât faci 0,2, 0,2? 0,0. Plus... Deci mai avem plus. 2? 2 pe 10. A spus direct. Supra 1000, nu? 10.000. Supra 10.000. A spus bine. A spus bine. Eu am spus direct și despre 1. 2 pe 10. 2 pe 10. Totul la aici. E cam cu 16. Cum mai poate fi scris? Ca 4. 2 la 4. 2 la 4 ori 2 la 4. Deci 2 la 4, supra, în loc de 10.000, 10 la 4. 10 la 4. 10 la 4. Și ce e să fie... Și acum apare 2 pe 10, da? 2 pe 10 la ieri, egal fiului la tata și mărătorul și unitorul, egal cu 2 pe 10 la 4. Adică, să vedem, acum am văzut 4, e egal cu 4. Deci aici e egal cu N egal cu 4, așa cum ați spus și voi. Mi-a plăcut observația ta, că 0,2, 0,2 de 4 ori 4 decimale, 0,016, s-a pus bine. 2 la 4 s-a pus bine. Și argumentul ăla, iarăși, da, este și varianta care suntem în baza 10, nu suntem în baza 10 și am spus că N egal cu 4 este soluția căutată.
Așa, și să stai pe unul mai bine. Așa, și să ducem la... Și ștept tot ocazia. Da, da. Eu știu din urmă. Și placa asta la care se plimbă. Da. Păi încep să meargă bine și ei foarte bine să meargă la astea super mare de 4 stele, de 5 stele. Da. Încercăm să înțelegem în interior, din interior ieșițul. Deci să vedem partea ascunsă și să vedem alte ieșițul. Avem pregătit un Pătratul sumei fracțiilor. Pătratul sumei. Deci face suma. A, B barat supra 10 și B virgulă A barat. Plus B virgulă A barat. Pătratul sumei fracțiilor ăstea este număr natural. Așa. Aparține. Nu știu așa de greu. Păi nu știu. O să amplific pe a doua cu 10. A virgulă pe 10. Eu zic, am înțeles. Pe prima o să amplific cu 10. Dar nu se spune că A virgulă pe 10 înseamnă A virgulă pe 10. O să fie AB supra 10 plus BA supra 10 la a doua. Dar așa se spune. Da. Voi amplific. Da? Da. Eu nu știu să fie AB supra 10 la a doua. Deci, AB... Da, AB, supra 10, nu înseamnă A virgulă B? Așa ar fi. Dar dacă eu mers pe varianta asta și cred că și tu ești de acord, așa ar fi fost, A virgulă B. Ne-a întrebat. Da, da. În loc de A, B barat, B 10, nu poți spune A virgulă B. Da. El zice, vrea să scape de virgulă. Eu și deci, A, B, B, A, cum ți-ai zis cu 10? 10. Totul pe 10, nu? Da. Să fie la a doua, să fie la a doua. Păi, și ce dat? Păi, orice număr la a doua... Ce? Ce ești acum? Gatele, după ce vin să aici, ai problema în mână de așa. Exact. Păi să vedem. Uitați că nu este așa. Vezi, dar asta e HPV, dragilor. Eu am găsit acela un exemplu care nu dă așa. Păi, dar acela nu-i varianta la și de corectă. Nu toate variantele în A și B. Numai de cele variante în A și B. Tu i-ai luat un contraexemplu. Dar noi tocmai trebuie să aflăm de ce formă este A și B. Cine A, cine B. Ce idee aveți acum? Trebuie să-mi de A, B plus B. Păi dacă te-ai de mână, hai să facem ceva acolo. O să scop pe nimeni. O să scriu în bază 10. Hai, asta e noi. De 10 A. Hai. Plus B. 10A plus B plus 10B plus A supra 10 pentru la a doua o să fie 11A plus 11B supra 10 tot la a doua și egal, am zis că nu vrei să recuperezi. Te gândești la ceva, la ce ți-a promis tata. Da, normal. Nu e cum zi la mine. Stai cu ochii acolo și zi la mine, cum ar fi încă acolo.